Bănescu. Pot să vă spun. Da. Vă rog, vă rog, domnule Șerbănescu, aveți la valieră, nu aveți. Vă rog să-i dăm un microfon, domnule Șerbănescu. Sunteți persecutat. Nu sunteți aici, Ana. Vă rog. Vedere al partidelor, eu cred că niciun partid nu avea vreun interes ca acest referendum, ca acest referendum să reușească. De ce? Ei aveau o problemă cu Bruxelles. Și la trădare nu-i întrece nimeni. De ce l-au făcut atunci, domnule? Poate tocmai ca să-și rezolve problema cu Bruxelles. Ca să dovedească că poporul român este un popor european. Docil, și extrem de tolerant. Să mă ierte Dumnezeu. Acum, românul ăsta murdar pe picioare, corupt, hoț, cum vreți dumneavoastră, s-a comportat super european. A fost suav, delicat, a ieșit din mocir la heterosexualității astea învechite, a intrat în epoca asta sexualismului de tip european și a dat cu piciorul la ce este vechi, extirpat, nu știu ce. Nu știu cu dacă îi mai put picioarele acum după referendumul ăsta față de cum îi puteau până acum. E parfumată cu domnul. Înțelegeți? Asta nu știu. Nu știu. Dar, în felul ăsta, clasa politică trebuie să fie mulțumită. Ea și-a rezolvat problemele cu Bruxelles. Ea e bine acum. E bine, toți sunt bine cu Bruxelles. N-au nicio problemă. Nu vine România acum să se erigeze în ceva mai rău chiar decât Polonia și Ungaria. Așa. Noi stăm rău cu Dumnezeu. Am spus. Acum. Am spus-o. Și Dumnezeu, nu știu, poate există o milă extraordinară. Se rezolvă și asta la Bruxelles. Nu e problemă. Dar să nu ne mirăm dacă va veni urgia lui Dumnezeu. Se compensează cu fonduri europene. Știți ce nu înțeleg eu? De fiecare dată discutăm... Între Dumnezeu, eu unul, între Dumnezeu și Bruxelles, eu îl aleg pe Dumnezeu. Acestui referendum, după părerea mea, n-a avut legătură cu partidele, decât în subsidiar, este treaba partidelor, n-a avut legătură cu biserica. Da. A avut legătură cu oamenii. E ce au înțeles ei. După părerea mea, oamenii au cam votat împotriva lui Dumnezeu. Așa cred eu. Sau împotriva bisericii, nu neapărat al lui Dumnezeu. Știi cum e asta cu I don't know. Așa. Dar oamenii trebuie să se aștepte la urgia lui Dumnezeu. Că asta cuprinde și minunatele ipoteze despre un nou guvern, asta nu mai e treaba mea.